Dragi pasionați de fotografie, pe 19 august a fost Ziua Mondială a Fotografiei. În cinstea acestei arte am pus câteva idei pe foaie pe care vreau să vi le prezint. Sunt despre de ce trebuie să practicăm fotografia și de ce nu trebuie să ne lăsăm de ea niciodată. Hai să mergem pe bicicletă la o poveste. Eu cu ceva timp în urmă, pe la vreo 21 de ani, am avut o perioadă lungă în care am lăsat să se pună praful pe aparat. Mă lăsasem. Până de curând n-am reușit să-mi explic de ce m-am lăsat de fotografie în perioada aceea. De-abia acum am găsit răspunsul și o să-l împărtășesc cu voi pentru ca voi să nu vă lăsați. Ați avut vreun moment în care v-ați întrebat de ce fotografiați? Nu pe bune. De ce nu puneți aparatul la vânzare pe OLX și gata? Ce vă aduce fotografia de vă țineți de ea? Puteți să răspundeți simplu, în două cuvinte. Îmi place. Dar ăsta nu e un răspuns suficient de bun. Și mie îmi place fotografia. Îmi plăcea și atunci când mă lăsasem de ea, doar că mă lăsasem. Ca să continuăm cu ceva, să ne ținem pentru tot restul vieții, îmi place, nu e suficient. E ca atunci când ești într-o relație de cuplu, îți place de cealaltă persoană, dar nu te-ai vedea cu ea pentru totdeauna. Îmi place, nu e suficient. Mai trebuie să descoperi aspectele ascunse, benefice, ceva ce nu e la suprafață și trebuie căutat în interiorul nostru. Oamenii se lasă de fotografie în mare parte pentru că fotografiază pentru alții, nu pentru ei înșiși. Fotografiază cu speranța că vor ieși niște cadre bune ce le va da validare socială, aprecieri din partea celorlalți. Când văd că pozele nu prea ies, se lasă. Nu există un mod mai greșit de a ieși la fotografia pe stradă decât cu gândul: astăzi o să mă întorc acasă cu 5-10 cadre bune. Dacă nu, înseamnă că a fost o zi proastă. Acesta e genul de om care se uită doar la punctul final. Deci vede doar destinația și uită să se bucure de traseu. Acesta e genul de om care se lasă de fotografie. De aceea m-am lăsat și eu la 21 de ani. Urmăream doar destinația și uitam de traseu. Pentru orice pasionat de fotografie de stradă, nu faceți greșeala asta. Ne frustrăm că ratăm cadre, că nu avem ce să arătăm, că ne întoarcem acasă cu puține fotografii. Cu toții ratăm cadre, multe. Chiar și cei mai buni dintre noi ratează cadre. Dar asta nu trebuie să ne supere, pentru că dacă ratăm cadre, înseamnă că vedem cadre. Nu trebuie să facem fotografii având în minte că trebuie să mulțumim neapărat pe cineva, să arătăm 5 cadre bune de azi. În felul ăsta, urmărim doar destinația și uităm de traseu. Traseul e tot ce s-a întâmplat în ziua aceea, înainte să iasă o fotografie bună. Toate întâmplările, detaliile, poveștile de până atunci, ele sunt momente pe care nu ai reușit să le imortalizezi, dar le-ai văzut, deci le-ai trăit. Când fotografiezi pentru tine, îți dai seama că nu mai ai nicio barieră, nicio frustrare atunci când ratezi cadre. Când fotografiezi pentru tine, realizezi că aparatul de fotografiat e ca o extensie a ta, un tovarăș de drum lung ce merge alături de tine. Simplul fapt că ai aparatul la îndemână îți amintește să te uiți mai mult în jurul tău, să vezi mai multe povești, să trăiești momentul prezent. Dacă din fotografiile care ți ies te decizi să ne arăți câteva și nouă, ăsta e doar un bonus al artei fotografice, o bucurie pe care o împarți și cu noi. Toată viața e un traseu, nu o destinație. La traseu trebuie să fim mai atenți, la tot ce se întâmplă într-o zi. Dacă integrezi fotografia în preocupările tale, traseul va fi mai frumos. Ăsta e darul pe care ți-l dă fotografia dacă te ții de ea. Eu nu-ți spun cum să fii un fotograf mai bun. Nu fac niciun ghid practic aici. Eu doar îți spun să fii fotograf mereu. Pentru că, așa cum spune motto-ul acestui canal de YouTube, ziua de azi e mai plăcută dacă fotografiem. Să fii fotograf mereu.